Hristos a înviat, veniți să ne ridicăm, să citim un text din Scripturi. Vreau să deschidem Scripturile la un text pe care probabil unii dintre dumneavoastră l-ați revizitat în această săptămână. Este vorba de Ioan, capitolul 13, începând de la versetul 1 până la versetul 17. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan 13, de la 1 la 17, pagina din Scripturi 1044. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ei săi care erau în lume, iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul care era încins. A venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis: Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns, Iisus i-a zis: ce fac eu, Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis: niciodată nu vei spăla picioarele. Iisus i-a zis: dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Doamne, i-a zis Simon Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Iisus i-a zis: cine s-a scăldat n-are trebuință să-și spele decât picioarele, ca să fie curat de tot, și voi sunteți curați, dar nu toți. Căci știa pe cel ce avea să-l vândă, de aceea a zis: nu sunteți curați toți. După ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis: înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine ziceți că sunt. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Pentru că eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât Domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Amin, cuvântul Domnului. Aș vrea să cerem puterea și ajutorul lui Dumnezeu și îl rog pe fratele Ionică Pop să ne conducă într-o rugăciune în care să cerem inspirația celui care a inspirat Scripturile. Ne rugăm! Lăudăm numele Tău, Doamne, și îți mulțumim pentru toate câte le-ai făcut pentru noi, fără să fi meritat nimic din toate acestea. Îți mulțumim pentru întruparea Fiului Tău și nașterea Lui din Fecioară pe acest pământ, pentru umblarea Lui pe acest pământ și învățăturile pe care le-a lăsat apostolilor pentru noi, pentru cei ce vom fi urmat în timp după ei. Îți mulțumim, Doamne, pentru învățătura Ta, pentru cuvântul Tău care lucrează încă cu putere. Doamne, fă-L lucrător în viețile noastre astăzi aici și pretutindeni unde ne vor purta pașii, începând de azi după masă. Doamne, fă-ne mărturisitori ai cuvântului Tău. Fă-ne, Doamne, trăitori ai adevărului Tău și ajută-ne, Doamne, să înțelegem că fără toate acestea, orice afirmare a apartenenței noastre la împărăția Ta este gratuită. Doamne, dă-ne puterea să înțelegem încă o dată și încă o dată că Tu ne vrei pentru Tine și că aștepți să ne vrem și noi în împărăția Ta ca parte integrantă a acestuia, ca mărturisitor pe acest pământ. Binecuvintează, Doamne, pe fratele Maurius și prin el, Doamne, dă putere cuvântului Tău, călăuzit de Duhul Sfânt, să ne atingă inimile, mintea și să ne schimbe viața. Fie-ți lăudat numele Tată, Fiul și Duh Sfânt, acum și în veci de veci. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Dați-mi voie, deși reamintesc fără oboseală
că aceste seri sunt un fel de nici predică, nici conferință sau undeva între cele două. Dați-mi voie să încep totuși ca în biserică, pentru că suntem într-o biserică, și să spun încă o dată, Hristos a înviat. Altfel, eu cel puțin nu m-aș afla aici, bănuiesc că mulți dintre dumneavoastră nu s-ar afla aici, dacă nu am crede din toată inima că acest lucru este adevărat. În seara aceasta voi încerca din toate puterile, fie să scurtez mesajul, fie să trec pe modul meu de prahovean, sunt singurul moldovean născut la Ploiești, după cum știți, prahovean, oltean, cu sânge de oltean, și să vorbesc un pic mai repede, din foarte mare simpatie pentru toate gospodinele care aseară au stat până seara târziu. De o săptămână încoace sunt și eu gospodină, mamă și tată, soția este la pat, dintr-o pricină pe care nu pot deconspira chiar acum, și a trebuit să fac cam toate lucrurile, inclusiv cumpărăturile. Am făcut cumpărăturile prin telefon, umblând prin real, luând listă prin SMS și vorbind, alegând în diferite feluri de condimente. Foarte interesantă experiență, așa că acum m-am întrupat cumva în experiența unei gospodine și vă înțeleg foarte bine ce înseamnă să stai foarte târziu noaptea ca apoi să picotești la predică, cum am văzut azi dimineață că se poate întâmpla. Ieri am văzut un citat pe pagina unui prieten și vom încerca în seara aceasta să abordăm în felul acesta Scriptura. Scriptura ne spune, Iacov este o oglindă. Petru Creția, într-un mini-tratat despre oglinzi, spune cam așa: ne privim în oglindă ca pe noi înșine și ca pe un altul, iar privirea care ne privește de acolo este privirea noastră, dar nu pe deplin. În seara aceasta aș vrea să ne uităm ca într-o oglindă a cuvântului și să vedem cum se oglindește credința noastră față de credința Domnului Iisus Hristos. A avut Iisus Hristos credință? A avut Fiul lui Dumnezeu, care este deopotrivă om și Dumnezeu, credință ca om în El ca Dumnezeu? De asemenea, tot aseară mi-a scris un prieten într-un scurt mesaj, gândindu-ne, ne gândim deopotrivă la acest subiect, la credință, discutăm pe marginea acestui subiect, de ce cred, și mi-a spus că în noaptea asta de înviere mă culc cu un gând, cu ce spunea Grasu Ciupitu. Grasu Ciupitu este un țigan pușcăriaș convertit, purtat prin crâșme și acum este la masa lui Dumnezeu, a murit deja, și la un moment dat a dat cu pumnul masă și a zis: bă, să mor eu, acilea, dacă Iisus, băiatul lui Dumnezeu, n-a înviat. Conlocutorul lui a spus: fii are toată lumea, băiatul, puțin respect. Am stat și m-am gândit la lucrul acesta, fratele Ionică Pop, care lucrează în acest mediu cu romii, știu că este o diferență de conotație între fiul cuiva în mediul respectiv și băiatul. Băiatul este superior fiului, băiatul e băiat de băiat. Deci când e băiat, atunci este mult, mult mai respectabil. De asta pentru el e băiatul lui Dumnezeu. Vedeți, asta este credința. Credința ne plasează într-o anumită poziție față de Dumnezeu, în conformitate cu istoria noastră personală, cu experiențele noastre personale, și are loc o spirală a credinței, la fel cu spirala hermeneutică a lui Osborne, care ne face să venim cu propriile noastre experiențe spre Scripturi, gustăm de acolo, ne întoarcem la propria experiență, modificăm experiența noastră. Noi știm că nu se poate umbla pe ape. Noi știm că nu se poate transforma apa în vin. Noi știm că nu se poate înmulți materia. Noi știm că nu se pot înmulți pâinile și peștii. Noi știm că nu poate învia un mort. Intrăm în Evanghelie, experiența aceasta a lecturii ne modifică paradigma, înțelegerea despre lume și viață, ne întoarcem înapoi și dintr-o dată înțelegerea noastră asupra lumii se modifică. Ne întoarcem din nou asupra textului cu această experiență modificată și ajungem să credem. Oameni care dețin doctorate, masterate, oameni cu școală, unii de extrem de titrați. Am colegi cu două doctorate care cred, ghiciți ce? Că Ioana a fost înghițit de un pește și a și supraviețuit. Și cred literal cuvântul Scripturii. Și intră din nou în acest joc și în această spirală. Așa a intrat, de fapt, Grasu Ciupitu în această experiență a lecturii biblice și l-a descoperit pe băiatul lui Dumnezeu.
Băiatul lui Dumnezeu care e foarte sigur pe sine și crede foarte mult în steaua lui. Eu am mai întâlnit oameni care cred în steaua lor. În 1990 am fost internat în preventoriu studențesc. Erau două preventori, două clădiri ale preventoriului în București. Unul era pentru TBC, celălalt era pentru cei cu boli psihice. Eu am fost în celălalt. Și în celălalt, de vis-a-vis de noi, erau o majoritate de ucenici a lui Greg Bivolaru. Se înregistrează, nu mă fie să o spun, este un impostor. Chiar și pentru yoghini este un impostor. L-am văzut într-o singură dată într-o conferință și omul ăla chiar crede în steaua lui. Chiar credea. A băgat în spitalul de nebuni o mulțime de tineri care au făcut lucruri care nu pot fi pronunțate aici din pricina copiilor, și-au pus nădejdile în biologie și speranțele în sexualitatea perenă. Este un personaj pe care l-am văzut cu ochii mei, dar nu-i credibil. Pretențiile lui nu-s credibile. Cu vremea am mai cunoscut oameni care erau foarte încrezători în ei înșiși și foarte încrezători în destinul lor. Majoritatea sunt sub tratament psihiatric. Și l-am cunoscut pe acest Iisus înviat din morți, pe care l-am cunoscut de pe paginile Scripturii, l-am recunoscut în viața mea, l-am întâlnit în rugăciune de azi dimineață încoace, ne-a mai dat vreo două întâlniri pe drum în timp ce conduceam mașina și personajul acesta descris de Ioan este un personaj absolut credibil. Are, vedeți, ce înseamnă un personaj necredibil? Ca în filmele cu cowboy. În filmele cu cowboy sunt personaje în alb-negru. De ce sunt romancieri ca Dostoievski mari? De ce Tolstoi este mare? Pentru că personajele lor, deci nu vor fi existat niciodată, sunt credibile, personaje credibile, adică au îndoieli, au lumini și umbre. În filmele cu cowboy avem două tipuri de personaje, ăla cu pălărie neagră, care e negativ, și ăla cu pălărie albă, care e personajul pozitiv. Alb și negru, cam basme. Pe când ori Ioan este un romancier genial și reușește să creioneze la vremea aceea un personaj absolut credibil, survolând epoci întregi de creație literară, ori acest personaj trebuie să fie existat și Ioan este un narator extrem de fidel. Vă reamintesc întrebările care ne ajută să călătorim prin cartea lui Ioan. Cine este el? Ce pretinde el că este? Ce vrea el de la mine? De ce cred? Pentru ce cred? Și cum cred? Și o să observăm la final că întrebările noastre se modifică un pic. Eu însumi am supraviețuit cu greu acestei călătorii și am ajuns să mă cert cu unii prieteni, cu alții m-am împrietenit mai mult în vremea acestor călătorii prin cartea Ioan. A avut Iisus credință? Aceasta este una dintre cele mai grele întrebări care mi-au fost adresate în urmă cu vreo 7 ani, cred, ca profesor. Pentru că îl cunoșteam pe cel care întreba, a venit oarecum sfios și mi-a spus, știți, ne-ați descris atâtea ipostaze ale credinței, credința are multiple fețe, se ipostaziază în funcție de personaj, vine din atâtea direcții, Nicodim, Samaritean, ca orbul, slăbănogul, mulțimea care îl recunoaște pe el ca marele păstor. Totuși, am o întrebare care nu-mi dă pace. A avut Iisus, el însuși, credință în el însuși? Pentru că îl vedem în grădina Ghețimani, în Ioan 17, că are îndoieli, că tinde să respingă paharul, că este o bătălie lăuntrică în el. Iisus este deopotrivă, mie îmi place să spun 100% și 100%, procentajele astea contabilicești, a fost în mod deplin Dumnezeu, în mod deplin om. Iisus, omul, a crezut în destinul lui ca Dumnezeu, a avut Iisus credință. Crezul de la Calcedon spune în felul următor, a fost deopotrivă ființial cu Dumnezeu și deopotrivă de o ființă cu noi. A fost întru toate la fel ca și noi în afară de păcat. Dacă lucrurile stau așa, putem presupune, cumva, putem pleca cu această presupoziție că Iisus a avut credință. O credință cofințială cu credința noastră. Aș vrea în seara aceasta să ne oglindim în credințele Domnului Iisus. Și să ne întrebăm pe noi în fața oglinzii, care este Domnul Iisus însuși, cum credem în El. Ce înseamnă a crede? Fac un survol mai scurt decât data trecută, ca pentru cei care nu au fost la întâlnirile trecute. Ce înseamnă a crede? O tablă te vindecă de venin.
o sete este potolită prin cuvinte, se face anamneza asupra propriei vieți. Un slăbănog ascultă și n-are ce face când îi se poruncește ia-ți patul și umblă, ascultă fără să se poată opune. Realmente mușchii lui, ligamentele lui se recrează și nu mai are timp să răspundă. Mai vrei să te faci sănătos, nu mai aflăm răspunsul și ascultă precum a ascultat Lazar. Credeți că Lazar în mormânt a stat o vreme să ia una dintre margaretele care au fost depuse și să spună mă ridic, nu mă ridic, mă ridic, nu mă ridic. A ascultat. Levitând, că n-avea cum să meargă, a ajuns în fața mormântului, la porunca celui care era viața. Dar ce interesant, Iisus omul plângea, lăcrima și poruncea. Avem acolo cel mai scurt verset din Scripturi. Iisus a plâns și în același timp își aduce prietenul levitând în față. Umbli, ce înseamnă a crede, a umbla ca acel orb care își proiectează nădejdele și umblă scuipat în ochi de Iisus, îl râde tot, toată cetatea și totuși se duce să spele și se întoarce văzând. Ce înseamnă a crede? Să umbli în lumina lui, după toiagul lui, împins de nuiaua lui, împins de toiagul lui pastoral, ca o oaie, lăsându-l pe el să fie intermediar. Este supunerea, dacă vreți, a lui Grasul Ciupitu față de băiatul lui Dumnezeu. Credința, dragii mei, nu se poate manifesta decât în relație cu El. Dar într-o relație și cu alte elemente, cu trecutul meu, cu prezentul meu, cu sinele meu. Credința, am aflat până acum, este încredere în El. Dar este și o proiectare a nădejdilor noastre în El. Este proiectarea aceea a nădejdilor orbului că totuși într-o zi va vedea. Este deja, ceva s-a întâmplat cu El, dar nu încă. Este o proiecție dincolo de speranță, este o naivitate ca a samaritencii, dar nu până la prostie, este undeva dincoace de prostie, ea este prudentă, frânează în dialogul cu Iisus. Este frământarea intelectuală a lui Nicodim. Cum să se poziționeze față de un rabin mai tânăr decât el care face minuni? Este ascultarea fără opunere a slăbănogului, cum am văzut, a mortului Lazar și chiar declarația lui Petru care spune, aproape temându-se de declarația lui, tu ești Hristosul. Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi, după cum am văzut până în punctul acesta al Evangheliei, credem într-un fel diferit. De aceea creștinii nu pot inventa, pentru cei dintre noi care sunteți atei, dacă încearcă cineva să vă propună o metodologie a convertirii, un proces tehnologic prin care trebuie să treceți și să uită, sunt unii creștini care se uită așa, eu nu cred că ești cu adevărat convertit. Că povestea ta nu seamănă cu a mea. Păi da, asta e esența. Suntem atât de diferiți, lui Dumnezeu îi place diversitatea, ajunge să faceți o călătorie de la Oradea până la Cluj, să vedeți ce mult îi place lui Dumnezeu diversitatea. Noi nu ne convertim unii și alții la fel. Portretul lui Iisus ia chip diferit în noi și în același timp este ca un diamant care strălucește, cum îl întorci pe diferite fețe. Nicodim crede într-un fel, Samariteanca crede într-un fel, Orbu crede într-un fel, Slăbănogul crede într-un fel, Toma crede într-un fel, Petru crede în alt fel, ucenicii cred fiecare în alt fel, unul crede mai repede, Toma și el se abține de la credință, Samariteanca imediat. Fiecare credem într-un mod diferit și totuși fiecare credem într-un mod cumulat în toate aceste feluri. Citind Evanghelia, la un moment dat nu putem să nu ne identificăm cu voluntarismul lui Petru. Citind Evanghelia, nu putem să nu ne identificăm cu naivitatea samaritencii. Citind mai departe în Evanghelie, nu putem să nu retrăim îndoielile lui Petru. Și dacă, îndoielile lui Toma, și dacă mă păcălește, gândiți-vă, Toma era poreclit geamănul. Tradiția spune, știți de ce? Pentru că semănea foarte bine cu Domnul Iisus. Era identificat ca fiind geamănul lui. Și el se gândește, vedeți, ce nu putem condamna pe Toma? Dacă eu îi pot păcăli pe ăștia și dacă ăștia mă pot confunda cu el, atunci măcar eu să fiu sigur, atunci trebuie să verific cumva. Om foarte, foarte deștept, deci el reprezintă inginerul prin excelență, omul de știință, nu e naiv așa cum suntem noi filologi, imediat ne lăsăm furați de cuvinte și ne lăsăm vrăjiți de proză. În primele 12 capitole, Iisus face o anatomie a tipurilor acestora de credințe, punând, așa cum spuneam în introducere, într-un fel de catedrală, ne poziționează, pe o parte sunt vitralile în care Domnul Iisus ia chip de șarpe, pâinea vieții, apa vieții, ușa, păstorul, învierea și viața,
și așa mai departe, și pe de cealaltă parte sunt puse niște personaje care sunt puse în dialog. Cumva Ioan se poziționează ca un arbitru între cele două personaje, Iisus și conlocutorii lui. În 13 însă, după ce se pare credință înseamnă să te uiți la Iisus ca la șarpele de aramă, credința este să te uiți la Iisus ca apă pentru viață, adevărata viață, credință înseamnă să-L vezi pe Iisus îngerul care tulbură apa, adevăratul înger care tulbură apele, credință înseamnă să-L vezi pe Iisus lumina lumii ca orbul, învierea și viața ca Lazar, deschizătorul mormântului, să-L vezi pe Iisus ușă păstor. În 13 are loc o fractură, în 13 se întâmplă ceva. Am spus, dacă Ioan ar fi trăit în vremurile noastre, ar fi fost un regizor extraordinar. Mi-a explicat un prieten care se ocupă de filmări, zice, domne, când citesc Evanghelia, omul ăsta știe să folosească zoom-ul, știe să se apropie, apoi se depărtează iarăși, ia detaliu, se depărtează și din nou la ansamblu. Și asta începe încă din capitolul 1. Conturează foarte bine personajele, știe să-și aleagă câte o trăsătură, dintr-o trăsătură de condei, creează un detaliu extraordinar. De invidiat, ar fi fost un regizor extraordinar. Din 13, până în 12, avem 3 ani și jumătate aproape. Din 13 se întâmplă ceva și din 13 în 21 avem o săptămână. Timpul începe să curgă ca mierea. Observăm, după intrarea Domnului în Ierusalim, că Iisus devine cu totul antipatic. Profetul, împăratul blând, care vine călare pe o măgăriță, pe mânzul unei măgărițe în Ierusalim, s-apucă să blesteme smochinul. Răstoarnă mesele prin templu, face scandal, strigă, în Matei 23 este acid și are niște vaiuri mai acide decât toți profeții la un loc în Vechiul Testament. O săptămână întreagă se măsoară nu cu ziua, ci cu ceasul. Și Domnul începe să vorbească tot mai mult. Mi-a venit ceasul, acesta este ceasul. Scena începe să fie eliberată de celelalte personaje parazite și rămâne Domnul Iisus cu ucenicii. Și un lucru care se întâmplă, pentru mine foarte interesant, este că Ioan are curajul, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, pentru noi creștini, să desfacă sufletul lui Iisus ca pe o nucă și să se uite înăuntru. Ce se întâmplă de fapt? Sunt două, în pasajul pe care l-am citit, sunt două planuri la care aș vrea să ne uităm. Mai întâi aș vrea să ne uităm la ce se vede și apoi la ce nu se vede, pentru că Ioan subliniază ce nu se vede. Ce se vede? Ce se întâmplă de fapt? Care sunt acțiunile? Iisus este un artizan al penibilului, este un maestru al penibilului, știe să creeze niște momente penibile și uneori mi se pare că este un maestru al călcatului în străchini cu orice preț. Nu se ridică în momentul întâlnirii cu un bătrân, dimpotrivă îl face una cu pământul în fața propriei școli de ucenici, pe Nicodim, se așează pe fântână și îi spune lui samaritean că să-și ia apă, dar el blochează accesul. Dar asta nu-i nimic. Când vin ucenicii, sunt șocați că discută cu o femeie, dar ce femeie, dar ce femeie samariteancă, dar ce trecut. La un moment dat îi pune pe ucenicii să intre o situație penibilă. Când tocmai celebrau, n-am citit capitolul 6, dar vă aduc aminte scena de acolo. Se mulțiseră pâinile, Petru aproape lua de umeri pe Domnul, dacă va fi îndrăznit să aibă o asemenea familiaritate și spune, deci vreau să înțelegeți, noi suntem cu El. Deci El, noi, deci una suntem, noi din... Mai sunt alții 70, dar noi ăștia 12 suntem cei mai importanți. Când va instaura El, deci când veți avea o problemă, Domnul se uită la ei și are Ioan un detaliu de zoom. Spune, în locul acela iarba era mare și multă. Și tocmai când celebrau ucenicii mai mult, ca să vedeți penibilul, când celebrau toți, și chiar și Toma cred că era vesel atunci. Acum a luat 12 coșuri și a adunat firmitură cu firmitură, de cam 5 hectare pe teren, unde au stat și au culcat iarba la pământ vreo 5.000 de bărbați, plus alții, și firmitură cu firmitură, este muncă de nebunii chinezii. Nu poți avea atâta răbdare să faci un lucru absolut inutil. De ce? Numai ca să le demonstreze cât de puternic, cât de măreț este. Se lasă atins de o femeie, în public, de față cu alți bărbați, care îl spală cu lacrimile ei și îl șterge cu părul ei.
o scenă extrem de tensionată, este genul de scenă în care nu știi dacă să te uiți în altă parte, dacă nu mergi la ambriurile, când termină, când se auzi oftaturile ei și cum îngăda, nu știe cine este ea. Toți, credeți că în timpul ăsta discutau teologie cu Domnul? Dar climaxul momentelor penibile este când Domnul întrerupe cina pascală, chiar în mijlocul ritualului, se duce într-un colț în semi-întuneric și spune Scriptura se dezbracă de haine, dragii mei, de toate. Vreau să vă aduc aminte că nu se descoperiseră underwear pe vremea respectivă, era un singur fel de haine. În semi-întuneric, în colț, Domnul se duce și din nou același tremor, același ghionturi. Ioan, nu te uita într-acolo? Ce o să facă? Și toți știu că este gol. S-a dezbrăcat de sine însuși și a luat chip de rob. Pentru cei care sunteți interesați de detaliile istorice, dragii mei, când spune Scriptura în Ioan 53 că îți întorceai fața de la el, trebuie să știți că răstignirile nu erau cu ștergarul înfășurat. Domnul a avut ștergarul înfășurat o singură dată în acest capitol. Răstignirea era complet gol. Câtă rușine, câtă oroare. Și toată acea scenă este cumva proiectată prin dezbrăcarea Domnului Iisus, ia un ștergar și îl înfășoară exact în stilul în care și-l înfășura ultimul rob. Trebuie să știți, pentru cei care studiază istoria antică, lucrurile acestea sunt clare. Pentru ceilalți trebuie să știți că erau diferite categorii de robi. Erau robi care aveau o poziție privilegiată în casa stăpânilor lor. Erau robi pedagogi care pe mâinile lor îți îngrințai copiii să învețe muzică, poezie. Erau robi care proveneau din familii regale. Erau robi care aveau un statut aproape de libert. Era numai cu titlul rob, dar erau și acești robi, cei din urmă, cei cumpărați cel mai ieftin, dacă îi omorai în ziua respectivă. Nici măcar cât prețul unei vite nu contau. Aceștia nu aveau dreptul să aibă niciun fel de proprietate. Ștergarul care era în jurul mijlocului lor era singurul obiect de îmbrăcăminte pe care puteau să-l poarte. Și așa s-a îmbrăcat Domnul pentru ei. A ieșit din semi-întuneric, spune, și-a înfășurat ștergarul. Și ce a început să facă? De fapt, care este sensul a ceea ce a început să facă? A început să le spele picioarele. Gestul acesta este o combinație între două ritualuri. Odată este parte din abluțiunile obligatorii, dar ce trebuie să ne reamintim, dacă ne uităm în capitolul 2 din Nunta din Cana, spune că acolo erau 6 vase de curățire, după obiceiul de curățire al iudeilor. Dacă cineva dintre dumneavoastră călătorește în lumea musulmană, va observa că înainte de a intra în moschee, musulmanii au un obicei care seamănă foarte mult cu aceste abluțiuni rituale pe care le făceau evreii în vreme. Și anume, spălarea picioarelor, spălarea mâinilor, spălarea ochilor, spălarea urechilor, spălarea frunții, adică a capului, ca să putem auzi cuvântul lui Allah, ca să putem vedea clar, spiritual, ca să nu ne atingem nespălați de lucrurile sfinte. Domnul selectează o singură parte din ritualul de abluțiune, combinat cumva cu un obicei care devenise, era greco-roman și era un obicei de igienizare. Ucenicii nu înțeleg nimic. De ce? Pentru că abluțiunea trebuia să o faci singur. Nici cei mai bogați farisei n-ar fi admis, dacă vor fi avut robi, să le facă robul acest serviciu. Este un citat în Mișna, Sota, capitolul 9 cu 15, care spune curățirea este învecinată cu neprihănirea. Amintiți-vă că spălarea mâinilor a fost obiect de dispută în farisei și ucenicii, spălarea picioarelor și mâinilor și apoi baptizul, scufundarea întregului corp în apă, de unde vine și practica botezului Ioan, erau obișnuite în epocă. Iisus strică ritualul, ia o singură parte și instituie un principiu nou. Iată care sunt acțiunile. S-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar, s-a încins cu el, a turnat apă într-un lighean, a început să spele picioarele ucenicilor, să le șteargă cu ștergarul cu care era încins și a venit direct la Simon Petru. Doamne, să-mi speli tu mie picioarele?
Ce fac eu? Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Că n-avea cum să priceapă. Petru n-avea cum să agațe. Dacă s-a agățat de abluțiune, era numai o parte din ritual. Dacă s-a agățat de obiceiul de igienizare, n-avea niciun sens, că nu trebuia să-l facă Domnul lor. Dacă nu te spăl, eu nu vei avea parte deloc cu mine. Și Petru voluntar o spune, oh, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul, te rog. Cine s-a scăldat n-ar trebui să se spele decât picioarele. Cum se poate traduce dialogul? Doamne, nu se poate ca Tu să-mi speli. Eu trebuie să-mi fac abluțiune, este abluțiunea mea. Dragă Petre, ce fac eu acum vei înțelege numai după ce se va forma noua comunitate, în care sfințirea și apropierea de Dumnezeu nu va mai fi prin tine, va mai trebui să faci tu, să te apropii tu, să aduci tu jertfa, să aduci tu porumbeii, să aduci tu mielul. În noua comunitate a iubirii, în noua comunitate care se va înființa, eu și tu. Doamne, niciodată tu, eu, așa am fost învățați. Dacă nu eu pentru tine, dragă Petre, trebuie să înțelegi că niciodată nu va avea loc un noi. Niciodată nu vom avea nimic în comun. Niciodată nu vei putea sta în fața mea. Dacă nu mă lași să iau de pe umeri poverile păcatului, să stau între tine și mizeria ta, între tine și propriul tău iad. Vedeți cum are loc un transfer. De la religia lui eu, pentru mine, eu aduc jertfa pentru mine, eu pentru păcatele mele. Și preotul lua animalul și spunea, pentru tine, tu ai adus jertfa. De data asta are loc un transfer și spune, lasă-mă să te spăl eu ca să ai parte de mine. Atunci, Doamne, să o luăm de la capăt, dacă așa sunt lucrurile. Mă dau pe mâinile tale, să luăm tot ritualul de la capăt. Tu speli totul, mâinile, picioarele, capul, tot trupul, fruntea, în toate vasele de curățire, ca să pot avea părtășie cu tine. Nu, Petre, sunteți curați toți, v-am ucenicit, v-am spălat prin cuvintele uceniciei, aveți tot trupul curat. Și aici Domnul Iisus face aluzie la un pasaj din Cântarea Cântărilor. Vă aduceți aminte că în Cântarea Cântărilor mireasa se retrage în pat și spune, m-am spălat toată. Și iubitul vine la ușă și atunci are loc compromisul din Cântarea Cântărilor. Spun compromis, n-am timp să explic acum, dar pentru cine este interesat pot da detalii. Atunci are loc compromisul miresii, atunci are loc căderea miresii. Când spune, l-am văzut pe iubitul meu cum plângea, cum punea mâna pe clanță și încerca să forțeze încuietoarea. Atunci, deși eram cu totul îmbăiată, m-am coborât și m-am murdărit pe picioare. Petre, v-am ucenicit, sunteți gata toți. Unul nu-i curat, n-a fost curat niciodată. Tu te vei mai murdări odată. Și atunci desface inima lui Petru ca pe acea nucă. Spune, știi ce e în inima ta, Petre? Problema ta nu sunt picioarele puturoase. Problema ta nu sunt ciupercile dintre degete. Problema ta este lașitatea din inimă. Problema ta este frica. Petre, chiar în seara aceasta tu mă vei vinde. A, nu, chiar în seara aceasta mă vei vinde. Vin apoi, că te voi spăla din nou pe picioare. Este o tensiune între pronume aici. Eu, tu, eu, voi și o să fie la un moment dat pentru când o să rămâneți voi de voi. Dacă Domnul îngăduie luna mai, o să ne referim la această ultimă tensiune între voi și voi. După spălarea picioarelor, Domnul le ține un discurs care mie mi se pare deloc impresionant. Mi se pare o mică lecție moralizatoare, un gest didactic, un fel de scurtă predicuță. Ascultați aici. Înțelegeți voi ce v-am făcut eu? După ce le-a spălat picioare și-a luat hainele, s-a așezat la masă și le-a zis, voi mă numiți învățătorul și domnul și bine ziceți că sunt, dar dacă eu, domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Pentru că eu v-am dat un model, un exemplu, ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adică ce? Sunt comunități, nu le condamn, care iau literal acest text și spune, a făcut Domnul acest lucru și noi suntem obligați să facem acest lucru, adică să ne spălăm picioarele unii altora. Unii o fac o dată pe an, alții o dată pe lună sau de câte ori cred că este necesar. Alții transferă în mod simbolic, spun, este un simbol acolo, că dacă facem exegeză, ce a însemnat atunci și acolo, bun, ce înseamnă acum și aici? Știu, frate, ce înseamnă să spăl picioarele, îți spăl mașina. Dai mașina și iată un act de slujire, tu pregătești predica, eu îți spăl mașina. Foarte bine, cred că și asta poate însemna.
dar nimic spectaculos. Dacă vă gândiți bine, orice alt guru, orice alt maestru spiritual poate să zică aceste cuvinte și dacă le punem și în gura lui Buddha, și în gura lui Mahomet, nimic emoționant. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar pe mine nu m-a mișcat deloc acest discurs. Da, foarte bine, urmăm exemplul Mântuitorului, marele director și lider al nostru spiritual. Ce ar încerca să le spună Domnul, și o să încercăm să mergem un pas mai departe? V-ați creat așteptări față de mine, dar și față de voi. Eu sunt maestru, voi sunteți ucenicii. Eu m-am hotărât să împlinesc niște lucruri care ies din orizontul vostru de așteptare. Și cine credeți voi că sunt? Da, așa este. Sunt maestru și învățătorul. Dar m-am gândit să fac lucruri complet deplasate, complet alunecate din statutul meu. Dragii mei creștini, noi vom face lucruri neașteptate, șocante, și anume susul va fi jos și josul va fi sus. Cei din față vor fi merge în spate și cei din spate vor merge în față. Vă amintiți predica de pe munte când începe cu cei din spate? Voi, săracii, voi, ciungii, voi, orbii. Dușmanul va fi iubit și favorizat, alintat. Răzbunarea noastră cea mai cruntă va fi bunătatea. Noi vom face lucruri care vor crea scandalul. Urmașii mei, șocați lumea. Când se așteaptă de la voi sabia, voi dați-le sărutul. Când vin cu ciomagul, nu chemați legiuni. Când vor să vă facă împărați, fugiți. Când vreți și puteți să fiți tari, fiți slabi. Când puteți sluji mai bine pe Domnul, slujiți pe aproapele. Ca celui scăzut între tâlhari. Noi slujim masa altarului, răsturnând mesele, noi râdem de bucurie când suntem vorbiți de rău, noi săltăm de bucurie când suntem duși la moarte, suntem junghiați, uciși, bucurați-vă și iarăși zic, bucurați-vă. Fac o scurtă paranteză aici. Dragii mei creștini care sunteți în sală, ce frumos ar fi arătat lumea dacă l-am fi ascultat pe Domnul. Ce diferit ar fi fost Europa fără catedrale dacă n-am fi fost ispitiți de gloria trecătoare a acestui veac. Ce frumoasă ar fi fost biserica dacă ar fi trăit învățăturile unui domn care a venit să răstoarne izvodirile minții și așezămintele lumii. Ce frumos ar fi fost dacă episcopii ar fi rămas la Arad și nu s-ar fi lăsat ispitiți de Constantin cel Mare îmbrăcați în odăjdii împărătești. Ce frumos ar fi fost dacă am fi refuzat gloria trecătoare a lumii și am fi ales calea crucii, calea adevărată. Ce frumos ar fi fost dacă după 10 valuri de prigoană ar mai fi fost încă 10 și lumea ar fi fost cuprinsă ca un foc în miriște de iubirea creștină. Ce frumos ar fi fost! Textul are o urmare, vă las o citiți acasă, n-aș vrea să consumăm timpul nostru uitându-ne până în 28, dar sunt câteva lucruri la care aș vrea să vă trag atenția. Ioan continuă disecția pe inima Domnului Iisus și spune, Iisus s-a tulburat în inima lui și continuă să pună cele două inimi în contrast. Scena care urmează pare să adune ură și dezbinare între ucenici. Și observați, ucenicii se uitau unii la alții, versetul 22, și nu înțelegeau despre cine vorbește. Unul dintre ucenici, acela pe care îl iubea Iisus, stătea la masă, culcat pe sânul lui Iisus. Simon Petru i-a făcut semn să întrebe cine este acela de care vorbea Iisus, că îl va trăda. Și ucenicul acela s-a rezemat pe pieptul lui Iisus și a spus, Doamne, cine este? Aceluia care îi voi întinde bucățica și o voi da. Întinderea acelei bucățele este pentru cel care era cel mai de preț oaspete, cel dintâi, cel mai cinstit. Observați notația sinestezică a lui Ioan. Era noapte. Foarte interesant. După ce, și aici e un detaliu la care vreau să vă trag de asemenea atenția, după ce Iuda, spune Ioan, a luat bucățica, spune Scriptura, a intrat Satana în el. O paranteză. Ne putem poziționa în trei feluri diferite față de Satana, fiind ispitiți de el ca Domnul, lăsându-ne curtați de el ca Iuda, și până atunci tot i-a dat ocoale lui Iuda. L-a ispitit cu punga, l-a făcut să alunece de câteva ori, să bage mâna în pungă, și până în ultim moment Iuda ar fi putut respinge și alege. Veți întreba împotriva planurilor lui Dumnezeu? Da! Pentru că Dumnezeu ne-a dat libertate 100% și rămânea fiul pierzării? Da! Pentru că Dumnezeu este suveran 100%. Paradoxal, nu-i așa? Și tot timpul Iuda a avut libertatea, dar a ales să întindă mâna. Și în momentul acela spune, Satana nu i-a mai dat târcoale din afară, ci a intrat în inima lui.
Să ne întoarcem înapoi spre începutul textului. Este ceva surprinzător în prima parte a textului. Dacă vă uitați dumneavoastră până în versetul 31, inima lui Petru este deschisă și spune, Iisus i-a spus, îți vei da viața pentru mine? Adevărat, adevărat îți spun că nu va cânta cocoșul până nu te vei repeda de mine de 3 ori. Haideți să ne întoarcem puțin înspre începutul textului. Ioan nu se mulțumește să relateze doar acțiuni. Deschide sufletul Domnului și despică, face un fel de operație pe cor deschis. Tot lăuntru este scos afară. Este o tensiune între ceea ce se vede afară, înăuntru, acțiuni și gânduri. Și iată partea care nu se vede. Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, fiindcă iubea pe ei săi care erau în lumea iubit până la capăt, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscariotean, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și de la Dumnezeu se duce, toate aceste lucruri nu le-am citit prima dată. Prima dată am citit doar seria de acțiuni. Acum, Evanghelia ne deschide 3 inimi. Inima lui Petru cu lașitate, inima lui Iuda cu lăcomie și inima lui Iisus cu iubire. A crezut Iisus cumva? Credința ar trebui să încerce să rezolve cel puțin 3 lucruri pentru mine. Și am încercat în tinerețe yoga, am încercat în tinerețe budismul zen, am încercat din toată inima să mă fac că nu cred în Iisus Hristos cel creștin, cel descris de creștin. Și plimbându-mă prin credințele acestea, citind la vremea aceea, știți când se dădeau cărțile la pachet, eu am cumpărat Istoria religiilor al lui Eliade cu raportul acel de-al 11-lea congres, cred, sau ceva de genul, al doilea volum cum vademecum pentru modeliști, pentru aeromodeliști. Pe vremea când se cumpărau cărțile la pachet, mă uitam și căutam 3 lucruri. Cred că orice credință din lumea asta ar trebui să rezolve 3 întrebări. Sensul, de unde venim și unde ne ducem, identitatea, cine suntem de fapt și relațiile. Ioan, în capitolul 13, după ce vorbește despre crucificarea Domnului, pare să pună în text câteva din frământările acestea lăuntrice ale Domnului. Acțiunile Domnului sunt motivate despre ce crede, potrivit cu ce crede despre sine. Puneți în comparație discursul acela moralist, generos și sfaturile de maestru filozofard, fiți buni, generoși, cu minți, cu ce se întâmplă în interiorul său. Dacă Ioan nu ne-ar fi oferit perdeaua sfârșiată dintre faptele și acțiunile și gândurile Domnului, credința creștină pentru mine n-ar fi decât o serie de hortative spre binele comun. Iisus nu ar fi fost diferit cu niciun chip de un alt maestru spiritual. Iisus n-ar fi fost diferit de Buddha, de Mahomet și alți conducători de religii, dacă nu aș fi văzut dincolo de perdeaua aceasta a acțiunilor sufletul său. Ce știe Iisus, ce crede Iisus, câteva lucruri. 1. Momentul și eternitatea. Iisus știe câte ceasul. Dacă vă uitați la Iisus, mie mi se pare în Evanghelia după Ioan fascinant felul în care pierde timpul. Are un mod fascinant de a pierde timpul. Dragii mei, are de mântuit o lume întreagă. Are un program foarte încărcat. Ar fi trebuit să fie în agenda lui agenda plină de conferințe, de prelegeri. Risipește timpul în aparență. Atunci când ar trebui să fie grăbit, este ultimul ceas, se apropie răstignirea. Ce ați făcut dumneavoastră? Eu mi-aș fi chemat ucenicii, aș fi luat harta lumii și aș spus, Toma. Deci tu vei merge în India, uite cam pe aici este India. Andrei, tu vei merge la gurile Dunării și acolo, la Constanța, acolo vei fi crucificat, dar să știți că asta nu-i. Deci creștinismul, mișcarea pe care noi o înființăm, va fi extraordinară, se va lărgi. Știți ce face Domnul? Face gospodărie. Devine dintr-o dată domestic. Când totul ar trebui să se petreacă într-un registru major, ca Socrate. Socrate își spune apologia și își cheamă ucenicii și cu un ton plin de enfază începe să-și explice viața și acțiunile și nu este relatată apologia socratică. Iisus nu mai ține discursuri, le-a ținut înainte. Dragii mei, urmează despărțirea de ei după 3 ani și jumătate și în loc să se ocupe de mintea ucenicilor, să le facă o ultimă programare, o ultimă resetare, să le facă o ultimă încărcare de programe. Știți ce face? Se ocupă de
picioarele lor. Privește Ianu printre degetele ucenicilor? Fascinant. Ce încredere trebuie să fie avut Iisus în ce a făcut până atunci? Ce siguranță de sine în ce a încărcat deja în mintea lui Petru, a lui Ioan, a lui Toma, a lui Matei? Trebuie să ai credință. Trebuie să ai credință ca în ultimele ceasuri ale vieții tale să știi că acum e momentul să te dezbraci, să iei ligheanul și să faci un act absolut aiuritor, să le speli picioarele. În loc să prinde emoții, să fie pupat, îmbrățișat Piața Independenței, dragii mei, voi pleca, bate pe umeri, a, voi, și pe tine, și pe tine, Ioan, vino mai aproape, tu ești micuț încă, dar vei înțelege mai apoi. Nimic din toate acestea. Nimic teatral. Nimic major. Nimic care să ne impresioneze. Vedeți cum funcționează Dumnezeu etern, intrat în timp. Orațiu spunea carpe diem, culege ziua, smulge ziua, culege clipa. Mi se pare că cel mai priceput la acest lucru este Iisus. Vedeți, sunt două cuvinte în greacă pentru timp. Unul este chronos. Chronos este timpul curgător. Timpul pe care noi îl trecem în agenda, acela care ne dă deadlines. Timpul pe care îl programăm, timpul previzibil. În chrono spunem, săptămâna viitoare voi face cu tare lucru, în trecut am fost acolo și mă voi duce săptămâna viitoare din nou acolo. Asta este chronosul. Kairos este momentul. Parcă Iisus stă și vânează momentul. Pleacă într-o direcție și simte că e momentul oportun chiar acum. Schimbăm planurile, mergem la Lazar. Acum este momentul, este timpul kairotic să-l înviem pe Lazar. Fascinant cât de dezordonat este Iisus cu timpul său. Fascinant cât de neprogramat este. Fascinant cum se lasă purtat de Duhul Sfânt despre care spune suflă dincotro nu știi și suflă încotro vrea, tot ce simți este puterea. 2. Iisus își știe sensul. Își știe direcția, știe de la cine vine și la cine se duce. Știe bine trecutul, e veșnic. Știe bine că este ceasul să fie proslăvit. Aici proslăvit are trei direcții. Proslăvit înseamnă urcarea pe cruce, deasupra pământului. Proslăvit înseamnă urcarea din mormânt la pământ, la suprafața pământului. Și proslăvit de asemenea, în înțelesul întregii Evanghelii după Ioan, înseamnă înălțarea lui la ceruri, de la pământ la cer. Știe că a venit ceasul să fie proslăvit. Pe mine asta mi se pare cel mai fascinant la un asemenea lider. Împăratul împăraților, Domnul domnilor, Ioan deschide Evanghelia și spune și prin el toate s-au făcut și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Acesta, spune Evanghelia, și ca unul care știa că Dumnezeu i-a dat totul în mâini. Asta era în capul lui Iisus. Are totul în mâini. Și în loc să se manifeste ca Greg Bivolaru, pe care l-am văzut acceptând ofrande, și în loc să spună, băieți, un pic mai aproape, deci așa cu nasul pe sus și cu un sens de superioritate, deci să știți că eu știu viitorul, știu cam ce se întâmplă în 40 de ani, știu cam ce se întâmplă în 400 de ani, aș vrea să... Mi se pare fascinant că acest Iisus, care știe că are toate lucrurile în mâini, lasă toate lucrurile din mâini, și ia în mâini ștergarul și ligheanul. Prezentul ștergarului și ligheanul capătă sens numai în lumina veșniciei, dinspre care vine și înspre care se duce. Dragii mei, credința, descoper eu, ne dă sens. Știm de unde venim, știm încotro mergem și asta dă satisfacție. Asta te face să faci un pas înapoi dinspre sinucidere. Eu am refuzat pasul sinuciderii în care am descoperit că viața are un sens, că trecutul mi-este iertat și că viitorul este de dorit. În sensul acesta este prea tentant să nu crezi. Iertați-mă, dragii mei prieteni care nu credeți, dar am căzut în capcana credinței, astfel, pentru că această credință îmi dă sens. 3. Iisus își știe identitatea și puterea, știe că toate lucrurile au fost date în mâini, știe cine este, știe ce poate, i-a fost dată toată puterea în cer și pe pământ. Pentru că știe cine este și pentru că știe că are toate lucrurile în mâini, se dezbracă de sine și ia în mâini zoaiele și jegul ucenicilor. Să privești tu, Creatorul,
apa aceea cenușie, murdare de praful pe care l-au dunaseră ucenicii. Personajul acesta mi se pare, chiar dacă nu va fi existat niciodată în realitate, presupun ceea ce spuneți dumneavoastră, să presupunem că Iisus nu va exista niciodată. Mie mi se pare absolut fascinant și ca personaj literal. Dați-mi voie să fiu îndrăgostit de acest personaj. Așa cum unii dintre noi se îndrăgostesc de Micul Prinț și de planeta lui. Și zici, merită. Vorba lui Chesterton. Important nu este că există dragoni sau nu. Important este că există ideea că dragonii pot fi biruiți. Mi se pare fascinant că există această idee, că s-a născut această idee că Dumnezeu, venind în lume, în loc să trăiască în puf și să vină într-un palat, a găsit să se nască într-o iesle, să se lase batjocorit, având legiuni de îngeri care să-l apere, să se lase crucificat pentru mine, pentru noi și pentru a noastră mântuire. Iisusul cel atotputernic, Domnul domnilor, să spele picioarele unor muritori. Ideea mi se pare extrem de generoasă. De aceea sunt îndrăgostit de acest personaj. De aceea îmi place, măcar ca personaj literar, dați-mi voie. Vedeți, și Nero credea în steaua lui. Și își aduna lacrimile. Și își culegea lacrimile. Și avea foarte mare încredere în poezia lui. A recitat de sute de ori în aceeași seară același poem, terorizându-și comesenii, chiar și pe cei mai supuși, cu lipsa lui de talent. 4. Relațiile și iubirea. Și pentru că știa și pentru că iubea pe ai săi, i-a iubit până la capăt. Creștinismul nu se duce la lacrimi și tras pe nas când ești emoționat. Este fără declarații sfărăitoare de această dată, este fără săruturi de rămas bun, în afară de sărutul trădătorilor. Iisus își transformă iubirea desăvârșită într-un gest deplasat, necerut, neașteptat, șocant, creind momentul penibil, care a pus capăt tuturor orgoliilor. Vă amintiți pe ce se certau ucenicii? Care dintre noi va fi cel mai mare? Lasă că vă arăt eu care va fi cel mai mare. Cel mai mare să fie slujitorul tuturor. Dacă lucrurile stau așa, uitându-mă și oglindindu-mi credința în credința Domnului, de ce cred totuși? Săptămâna aceasta am intrat într-o criză cu prietenul meu ateu cu care discut. Eu apelez la argumente subiective, el mă mușturulește cu pasiune. Și unul și altul am intrat într-un fel de remiză. Ne-am epuizat mutările și eu și el. Eu am luat-o pe o pantă periculoasă, mărturisesc. Cred pentru că, în loc să spun cred deoarece. Simțiți diferența? Cred pentru că am obiective. Cred pentru că găsesc sens. Cred pentru că așa înțeleg suferința. Cred pentru că așa pot să-mi exercit profesia altfel. Cred pentru că așa pot să-mi iubesc nevasta. Cred pentru că așa pot să-mi accept copilul. Cred pentru că... Și el îmi spune, bun, tu crezi funcționalist, ai obiective, nu ai argumente. Credința îți rezolvă problemele existențiale. Păi nu spunem noi că a voastră credință este cârjă pentru oamenii slabi? Și eu îl întreb, și ai cunoscut vreun om tare? Am spus în prima sesiune, tocmai din cauza aceasta cred, din cauza condiției umane, din cauza faptului că sunt atât de fragil. Suntem construiți pentru a crede. Cred pentru că știu deja. Cred, strig odată cu personajul Scripturii, ajută necredenței mele. Cred pentru că suferința, durerea, bucuria se așează pe rafturi cu minți și creează o paradigmă explicativă și coerentă în ochii mei. El nu și nu și nu, nu-i corect, trădezi. Așa este. Așa este. Am făcut ca verișorul meu cu sindromul Down, de care v-am povestit data trecută. Jucam șah cu el și el ia piese și le pune la loc. Așa fac și creștinii. Da, știu, vă dezamăgim, admit. Cred pentru că astfel sunt împlinite în viața mea câteva nevoi pe care le consider fundamentale. Nevoia de sens, nevoia de înțelegerea eternității și timpului, pentru că spune înțeleptul, el a pus în inima lor și gândul veșniciei. Cred pentru că îmi rezolvă problema identității și greaua cruce și povara relațiilor. Cred pentru că a mea credință este echivalentă cu știința. Știu. Cred sau știu? Cred și știu. Cred pentru că știu. Cred pentru că îl știu și îl cunosc personal. Pe el, pe cel înviat. De ce cred?
Dacă iau și oglindesc ceea ce a trăit Iisus în momentul spălării picioarelor și aplic la mine, dați-mi voie să vă îndrept spre o aplicație în ultimele minute ale timpului nostru. De ce cred? Întrebarea noastră devine pentru ce cred? Așa am început seria aceasta de mini-conferințe, de ce cred? Care sunt argumentele care ar putea să mă determine pe mine să cred? Sau pe tine care încă nu crezi să crezi? Aș vrea să te tentez cu un obiectiv, aș vrea să te tentez după ceva să alegi. Mai degrabă decât să construim un eșafodaj de argumente, cred că este imposibil și repet pentru a treia oară în aceste serii, creștinismul nu poate fi înțeles decât din interior. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Cred înțelegând și înțeleg pentru că abia am crezut, cum spunea Augustin, calcind un alt autor. De ce cred? Pentru ce cred? Știu de unde vin și unde mă duc. La fel ca Domnul meu știu de unde vin, numai că iată diferența. Eu vin din păcat, din necazul cel mare, din mlaștină, din vomitătura de câine, din mlaștină de noroi ca un porc, olog, acum sar, eram otrăvit de venin, acum zburd, eram mort, acum sunt viu, eram pierdut, acum am ajuns acasă. Trecutul mi-e șters, poverile acelor momente la care amintirea, numai la amintirea lor îmi vine să le îngrop. Eram în armată la Topraisar și am făcut o greșeală cu toții. Am râs de cadrele noastre în momentul când au fost chemate la comandă și le s-a făcut culcat, drept culcat de către comandatul unității. Și în ziua aceea ne-am săpat gropile de mai multe ori. Știți, sunt momente penibile pe care mi le amintesc din viața mea, momente în care mi-aș dori să am o lopățică din aceea de infanterie, să-mi fac groapa și să mă acopăr cu ea. Sunt momente în care și eu am făcut cerceaful sul în patul meu, rotindu-mă de pe o parte pe alta, la amintirea unor momente pe care aș vrea să le îngrop. Sunt momente în care somniferele n-au mai avut niciun fel de putere. Dragii mei, știu de unde vin. De ce cred? Pentru că toate momentele acelea au dispărut. Pentru că tot trecutul acela este șters. Pentru că acela a murit la calvar. Știu de unde vin. Vin dintr-o mlaștină. Știți care este acum singurul stres care îmi dă insomnii? Singurul motiv care m-ar face din nou să-mi rotesc cerceaful după mine? Singurul moment în care, într-adevăr, nu mai are niciun rost, niciun somnifer? Momentul când strig Maranata, Domnul nostru vine. Sunt două scenarii posibile pentru finalul meu. Vine El după noi sau mă duc eu la El? Singurul lucru care mă face să mă stresez acum este dacă sunt pregătit pentru acea cea mai mare întâlnire. În rest, aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre. Ce mult dar îți dă credința când poți să-ți privești trecutul cu serenătate și să spui, am fost eu acela, dar nu mai sunt. Cel ce a fost și a făcut acele lucruri a murit, l-am îngropat, a murit și am înviat din nou cu Hristos. De asta noi creștinii credem în naștere din nou. Noi credem că cel vechi, Adamul cel vechi din noi, a murit și am reînviat la nouă viață și nu mai trăiesc eu, strig Apostolul Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Am fost răstignit și vechiul eu a fost răstignit în piroane pe cruce și a murit trecutul meu odată cu acela și acum trăiesc în el. 2. Știu cine sunt și ce pot. Știu că sunt un păcătos răscumpărat, știu că nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, am fost răstignit cu el și trăiește el. Ce pot eu? Nimic. Dar pot totul în Hristos care mă întărește. Cine sunt eu? Un nimeni. El mi-a desfăcut pumnii și m-a eliberat. Când erau copiii noștri mai mici, veneau în vizită la ei copiii ale unor prieteni. Veneau împreună cu prietenii noștri, noi stăteam la cafea, la ceai, la discuții și ne trimiteam copiii să se joace singuri în camera lor. Copiii se adunau, desfăceau copiii noștri jucăriile, ați observat că de ușor se împrietenesc copiii, imediat, mai ales când se desfac jucăriile și după aceea, după 2-3 ore, venea momentul crud al despărțirii. Și ne duceam și fază care se repetea odată la 2-3 vizite, copiii unor prieteni, uneori s-a repetat și copiii noștri. Și când venea, mergem, nu, trebuie să mergem. Și câte un copilaș se repezea așa într-un colț și cu mâinile la spate, se dea în colț, stătea acolo, bosunflat. Zice, hai că trebuie să mergem, spunea maică-sa. Trebuie să mergem. Bine, mergem. Și cu mâinile așa, pășea să se încalțe și vedem că nu se apleacă să se încalțe. Ce ai în mânuțe? Ce ai în mânuțe? Dă să văd un... Nu.
Și cu greu, maică s-a luat și cu eforturi, îi desfăcea mâinile, erau jucăriile copiilor noștri, sau copiii noștri aveau jucăriile altora, și era o întreagă negociere și o luptă. Lasă jucăriile copilului. Noi, amabili, spuneam, lăsați că să le ia, că copiii noștri au destule. Maică sa, nu, că vrem să-l înveți să nu depindă de jucării, să nu ia, să nu fure jucării, să fie generos. Nu, lăsați să învățăm și pe copiii noștri să fie generoși. O întreagă negociere. Până la urmă, cu mari eforturi, reușeau să le golească mâinile de jucării și copiii rămâneau așa, plânsete. Dragii mei, și noi suntem așa. Ne naștem cu acest reflex. Pui mâna, deci mâna copiilor, se strânge. Știi ce mi se pare mie fascinant? Să mă uit la credința mea și să văd că Dumnezeu a operat în viața mea acest lucru. Mi-a lăsat mâinile goale. Mi-a desfăcut mâinile și mi-a luat lucrurile la care țineam cel mai mult. A fost extrem de dureros. Am rămas cu răni în dreptul unghiilor când mi-a desfăcut mâinile, ca să văd că am adunat numai țărână, numai nimic și praf fecum până a fântânii. Când ești cu mâinile goale și le ții spre el așa, îți toarnă binecuvântări extrem, extrem de mari. Știți cu ce m-a lăsat? Cu jeguri, ciuperci, zoaie, lighiane și ștergare. Dar privind printre degetele celor care mă calc acum pe față, știu cine sunt. Adică celor ce cred în numele Lui le-a dat dreptul să se numească copii ai Lui Dumnezeu. Făcuți nu din voia vreunui bărbat, nici din sânge în mod natural, ci din Tatăl, Fiul de Dumnezeu, e puțin lucru? E puțin lucru? A, știu o să ziceți, și cum adică, te crezi Fiul de Dumnezeu? Da. Păi, domnul, eu știam că sunteți profesor universitar, nu, toate acestea nu contează. Spune Apostolul Pavel, toate aceste lucruri le-am considerat ca un gunoi. Ce vi se pare mai înalt decât să fii fiu al lui Dumnezeu și să strigi împreună cu Apostolul Ioan, vom fi cu el și vom fi întocmai ca el? Asta mi se pare extraordinar și meritul cel mai mare, care este doar din cauza meritului lui. Uneori Dumnezeu vrea să-ți desfacă pumnii, să scoată tot ce ai adunat, să te elibereze de tine însuți, de toate adunăturile tale, de toate gunoaiele tale. Stai încăpățânat la colț și cu mâinile strânse. Nu! Și Dumnezeu spune, arată mâini. Nu! Știi ce a făcut Domnul? I-a dat toate lucrurile în mâini. De asta mi se pare mie că merită să crezi. Din cauza golirii și reîncărcării de Dumnezeu. A, și o să-mi ziceți, mai cunoaștem noi unii care să cred Napoleon, Domnul. Și dumneavoastră să vă credeți Fiul de Dumnezeu. Mai cunoaștem noi unii care să cred sticlă de șampanie, fac așa, și se spală cu grijă în cadă ca să nu se spargă. Mai cunoaștem din astea. Da, într-adevăr, aveți dreptate, este un soi de nebunie. Numai Cervantes a mai reușit să facă așa ceva. A creat un nebun care când intra într-o crâșmă vedea palat, care dintr-o nespălată ca Dulcinea vedea o prințesă, care dintr-o mărțoagă ca Rosinante vedea Dita mai Armăsaru. Era nebun. A murit nebun de prea mult citit. Dragii mei, și dacă n-ar fi adevărat, a meritat să trăiești ca un boier în lume, ca Fiul lui Dumnezeu. Să presupunem că n-ar fi adevărat, să presupunem că tot ceea ce se întâmplă cu mine este să mergem la viermi. Eu zic că tot a meritat. Să presupunem că eu cred în mod fals că sunt Fiul de Dumnezeu și că am fost flămând și am fost săturat de Dumnezeu și eu zic că acum, într-adevăr, am descoperit adevărata iubire, adevărata dragoste, adevăratul sens al vieții. Și dacă n-ar fi adevărat tot acest lucru, tot a meritat să ne purtăm astfel în lume. 3. Știu că sunt veșnic. Am tot timpul și timpul nu mi-e măsurat cu zilele, nici cu orele, ci cu clipitele. Dumnezeu m-a eliberat prin credință în ultimul timp de acele momente de stres în care trebuie să termin proiecte, trebuie să ajungi, trebuie să evoluezi profesional, trebuie să demonstrezi, trebuie să te cațări. Am tot timpul. Sunt veșnic. De aceea profesor universitar își poate întrerupe programul să facă ce ai fiului său. De aceea poți să ștergi pampersii copiilor. De aceea poți relaxat să petreci timp cu puștani de 20 de ani care așteaptă să călătorească cu tine și, în general, nu mai cred în bătrânețe. Bătrânețe este doar o stare a trupului care ne transmite semnalul să ne pregătim pentru tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte.
Învierea sa ne garantează învierea. Suntem veșnici. Trupul său de după înviere ne garantează că vom mânca pește și miere cu sfinții. Și dacă n-ar fi adevărată nici povestea asta, nu mă tem de moarte. Tocmai minciuna asta, între ghilimele, așa cum îmi spuneți, veșnic. Minciuna asta m-a ajutat să stau 20 de ore în fibrilație atrială paroxistică și să mă uit la personalul medical zâmbind. Unii se uitau la mine și zic că ori tâmpit, e idiot, ori ceva nu e în regulă. Până și medicul curant a venit și spune, dumneavoastră nu știți pe lângă ce treceți chiar în momentele astea. Domnul Cruceru, e serios? Zic, da, ce? Păi muriți, da? Nu? Și nu facem toți asta? Și dumneavoastră chiar acum, în momentele astea, nu murim cu toții? Dragii mei, când ai această încredințare, credință că trăiești veșnic, trăiești ca erotic, realmente nu mai ai pentru ce să te stresezi. Nu mai ai pentru ce să te frămânți. Atunci îl înțelegi pe Iisus Hristos. De ce este atât de dezordonat în sensul bun cu timpul său? 4. Știu ce este iubirea până la capăt. Am știu ce este ura. Am știu ce înseamnă ura care te bântuie în mod desăvârșit, care lucrează ca o cangrenă. Știu ce înseamnă să urăști, să fii urât. V-am mai spus într-o altă sesiune povestea mea, vreau să vă repet pe scurt și o să reiau data viitoare când vom vorbi despre iubire. Data viitoare, dacă ne ajută Dumnezeu, în mai, vom vorbi despre iubire. De ce pot creștinii să iubească oamenii care le sunt antipatici cu totul? Ce înseamnă diferența dintre a iubi pe cineva și a fi simpatic, să fii simpatic cineva? Când aveam 10 ani, mi s-a terminat copilăria, pentru că cineva din biserica noastră a venit și mi-a spus, uite, îl văz pe ăla, pe ăla de acolo, din spate. Ăla a participat la uciderea tatălui tău. Din momentul acela, cum v-am mai spus și altă dată, am început să urăsc. Primul lucru, primul cadou pe care mi l-a făcut Domnul în momentul când m-am întors la el a fost să pot iubi și să pot ierta. Și următoarea dată, în următoarea duminică, când l-am văzut pe omul acela, am simțit nevoia să mă duc să-l îmbrățișez, că așa de mare milă mi-a fost de el, cât de chinuit trebuie să fi fost sufletul. Până atunci, am văzut un film nord-corean cu actori de taekwondo, cărora nici nu mai țin minte numele, și cred că l-am văzut de 10 ori, de 12 ori, pentru că erau acolo niște scene în care nord-coreenii săreau pe dușmanii lor sud-coreeni cu picioarele amândouă pe capetele lor. Când alți colegi de-ai mei visau la fete, eu visam cam cum aș putea sări cu amândoi bocanci pe capul cuiva, copil fiind. Profesoara de matematică în clasa 6 m-a prins cu o carte, Crimă și pedeapsă, citită pe sub bănci. Iisus m-a învățat ce înseamnă iubirea. Astăzi, dacă mi s-ar oferi ocazia, cu cel mai mare drag, mi-aș petrece degetele printre degetele de la picioare ale ucigașilor tatălui meu. Asta e, cred, esența creștinismului. Pentru asta cred. Și dacă ar fi o minciună, dragii mei prieteni, a meritat să trăiesc așa și mult mai frumos să trăiești așa. Știu ce înseamnă să fii mort și apoi să fii viu. Hristos a înviat, dragii mei. Hristos a înviat pentru mine și înseamnă că știu că după ce voi fi murit, viermii sunt o glumă a pământului. Putrefacția o sărbătoare a copacilor și a florilor. Adevărata viață începe după ce cel care nu se vede acum se va arăta oricărui ochi într-o sclipire, într-o lumină de fulger. Vedeți decorul? Ilustrează Giulgiu și din interiorul Giulgiului iese viață și din cel mort a ieșit viață și a început să rodească flori. Eu cred că ar trebui să ne corectăm puțin salutul de înviere sau să le spunem pe amândouă. De înviere în loc de Iisus a înviat, care ne proiectează spre trecut, ar trebui, și ne rezolvă trecutul, e adevărat, ar trebui să ne spunem Maranata, adică Domnul nostru vine, să ne ancorăm deopotrivă în viitor, pentru că la cina Domnului asta facem. Spunem, ne amintim de calvar și ne amintim de sânge și spune Domnul ancorându-ne în viitor, dându-ne sens cu alte cuvinte. Ne spune, nu voi mai bea cu voi acest vin decât când voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Creștinismul dă sens pentru că rezolvă deopotrivă trecutul și ne aruncă spre viitor. Sens, identitate, eternitate
și iubire. Da, prietene drag, nu cred pentru că am argumente, recunosc. Cred pentru că îl cunosc personal pe cel ce a înviat. De aceea cred că nu pot explica creștinismul decât din interior, pentru că îl cunosc pe el. El îmi este cale, îmi dă sens, el îmi este adevărul, îmi dă identitate, el îmi este viața, cea eternă, și el îmi este cea mai mare iubire, cu care voi rămâne. Și după ce se duce soția, și după ce se duce copiii, și după ce au plecat toți, pentru creștin singurătate deplină nu este niciodată, pentru că voi rămâne cu el. Și dacă este o minciună, prefer să rămân cu această minciună. Mulțumesc!